E prima oară când intru în cușcă. Într-adevăr am mai luptat acum 18 ani, cred, prin 2005. A fost o experiență puternică atunci. Am făcut cunoștință cu adrenalina, cu emoția de a lupta. Și cumva mi-au mai rămas întipărite în memorie acele momente. Deci nu sunt total nepregătit. Dar experiența în cușcă față de cea din ring este total diferită. Și va fi mult mai greu meciul din cușcă față de cel din ring, pentru că acum nu mai lupt doar cu brațe, trebuie să lupt și picioarele și mai sunt și proiectările. Este o provocare pe care mi-am dorit-o și chiar dacă a venit foarte târziu, eu consider că e bine să-ți împlinești un vis. Cu toate că acest vis cere anumite sacrificii și include anumite riscuri, le accept bărbătește și sper eu să fac o figură frumoasă în cușcă. Adversarul meu este un sportiv foarte complex, e un sportiv disciplinat, mai tânăr ca mine, mai experimentat în BJJ. Asta nu mă sperie, din contră, mă ambiționează să fiu și mai bun și mai pregătit și sper eu să facem un meci frumos, spectaculos. Eu mă antrenez pentru 3 reprize. Mi-ar plăcea foarte tare să câștig meciul prin knockout, dar trebuie să fiu antrenat pentru toate cele 3 reprizele și să lucrez mult la condiția fizică, la tehnică, să fiu foarte atent la adversar și să nu-l subestimez. Așa că sper eu să câștig repede, dar sunt pregătit și pentru toate cele 3. E greu, nu e ușor, dar plec foarte mulțumit și de-abia aștept să vină următorul antrenament ca să iau de la capăt. Foarte mulți oameni mă întreabă ce mănânc, arăt așa, cum mă întrețin și ce fac. Bineînțeles că sunt și un pic norocos, un pic mai mult, aș spune. Am o soție care a făcut sport de performanță, este fostă gimnastă și consultant nutriționist și am un regim de alimentație foarte bine pus la punct și o disciplină sportivă de antrenament profi. Am avut de la cine să învăț. Băiețelul meu, Drias, este foarte încântat de participarea mea în acest proiect. Nu este seară, înainte de culcare, să nu facem un sparing. Vrea bătaie în fiecare seară.